Ideile schimbă lumea. Știm asta de la însuși Dumnezeu care întâi a gândit întreaga creație și apoi a materializat-o văzând că este bună. A fost o vreme când papii, regii, împărații și săpânii lumii aveau lângă ei oameni deștepți, pe care grecii i-au numit intelectuali. Intelehia înseamnă înțelegere. În ediția de astăzi vreau să vă prezint câteva repere ale culturii noastre prin care ne mai bucurăm și astăzi de o recunoaștere în patrimoniul lumii, și care au fost dispuși să plătească un preț greu pentru ideile lor. Ei nu erau doar niște savanți neturburați sub clopotul lor de sticlă, ci niște eroi răzvrătiți care participau la viața cetății, dorind ca ideile lor să facă o Românie mai bună. Eminesc, dincolo de genul său poetic și filozofic, dincolo de condeul său ascuțit de jurnalist, era un activist al marilor reforme, un apărător al cauzei naționale, un patriot care sfida abuzurile și aroganța Imperiului Austro-Ungar, un acuzator al politicilor expansioniste ale țarului rus. Deși a fost sfătuit și chiar presat să nu mai tulbure puterea, a continuat să insufle poporului care l-a idei despre libertate și demnitate. Și atunci, autoritatea la a internat perioade lungi în sanatorii, otrăvindu-l sistematic cu mercur, pretinzând că este nebun. George Topărcean, care ne încântă și ne înduioșează și astăzi cu volumul de poezii Balade, vesele și triste, s-a oferit voluntar în primul război mondial, fiind convins că intelectualii trebuie să fie mereu în prima linie a luptei pentru propășirea neamului, indiferent dacă e pace sau război. În 1916 cade prizonier la bulgari în timpul dezastruoasei campanii de la Tortucaia. Spiritul său nu a cedat însă, lăsând posterității următoarele rânduri, în urma cărora am putut afla ce îndurau prizonierii români. Oamenii nu se spălau niciodată. Setea și-o potoleau din șanț, ori mâncând zăpadă de pe câmp. Nenorociții noștri țărani nu mai aveau nimic omenesc în ei. Îmbrăcați în niște zdrențe de culoare mohorâtă, fără nume, pe care vântul umed sau crivățul tăios le hărțuia în toate părțile, purtând în picioare cârpe învălătucite legate de sfoar. Slabi, murdari, cu fața pământie, cu ochii sicloși, cu mintea rătăcită de atâta mizerie, păreau niște cadavre care s-au sculat cu pământul în cap și au ieșit la lumina zilei în hainele lor putrede, îmbibate de țără puțină lume mai știe că pamfletele și satirele sale politice l-au trimis de două ori în închisoare pe Tudor Arghezi. Prima dată a fost închis între anii 1918 și 1919, împreună cu alți 11 ziariști și scriitori, la penitenciarul Văcărești, fiind acuzat de trădare pentru colaborarea cu autoritățile germane de ocupați. După un an de închisoare, a fost eliberat prin decret regal. Flor de Mucegai și Poarta Neagră, au fost inspirate din trăirile poetului din această închisoare. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, Arghezia a publicat pamflete antifasciste, culminând cu un virulent pamflet Barone împotriva baronului von Killinger, reprezentantul Germaniei hitleriste la București. În 1943, a fost arestat și trimis pentru câteva luni în lagărul de la Târgul Gil. Și avem multe alte exemple de sacrificiu voluntar pe altarul ideilor. Mă folosesc de acestea din istoria noastră pentru a construi contextul larg al dialogului pe care vi-l propun în această seară cu Mihai Neamțu, un intelectual pe care îl poți admira sau detesta, căci în niciun caz nu se poate rămâne indiferent. Apreciez enorm la el acribia de a-și susține până la capăt ideile, indiferent de preț. Bine ai venit, Mihai. Te salut, oresc. Sper că apreciezi antemergătorii muzicali. Absolut o atmosferă extraordinară, am vrut melancolică. Să, am vrut să te întâmpin pe un drum lin, pentru că o să intrăm în niște subiecte, uneori mai abrupte, alteori mai nostalgice. ascultându mi pe acești oameni minunați de la Trio Express, mi-am dat seama că și tu și eu suntem. Păi, dăm voie să, să, să ți prezint începând de astăzi, bandul nostru se numește Trio Express, botezat așa de invitatul Mihai Neamțu, un nume care a existat în istoria muzicii și care trebuie să revină cu niște oameni foarte talentați. Bandul este condus de Florian Cioc la Zambal. <gută -i> Mulțumim foarte mult! Didi Bădoi la acordeon și Aurică Turcitul la contrabas. Așa cum probabil v-ați dat seama din ediția trecută, bandul, emisfera dreaptă emoțională a emisiunii mele va fi prezent mereu. Eu, Mihai, prima dată aș vrea să desfacem împreună un mit care ne bântuie de pe vremea comuniștilor. Și anume că intelectualul e un personaj abstract, așa, care trăiește într-un clopo de sticlă, E slab, e cu buzele livite, e impotent, nu știe să se bucure de viață, e neînțeles, și care trebuie să existe așa într-o societate ca pensionarul pus în geam uh, și să-i vină pensia acolo, dacă nu are un rol în viața societății, în viața publică, și că ar fi bine să stea departe de politic. Și totuși, dacă ne uităm la toată istoria asta tumultoasă a civilizației europene, ea e construită de oamenii ideilor, e construită de intelectuali și aș vrea cu tine pentru că ești un om de viață și ești un om care știe să se bucure cărnos, așa, savuros de toate clipele pe care le oferă Dumnezeu. Haideți să începem discuția noastră prin a și opri un pic la mitul ăsta. Întâi de toate vreau să te felicit că ți-ai păstrat după atâția ani această bonomie, această bunătate și această boierie, îmi vine să spun, sufletească. Și generozitatea cu care tu investești în oameni, în relații, în prietenii pe mine, mă bucură, mă onorează, iar acești oameni care vin într-o lume, o lume a interbelicului, îmi vine să spun, ei sunt o prelungire a acelei fabuloase, să spunem, românii mari, acești oameni, odată că m-au răscolit, apropo de frunzele moarte, sunt și eu un măturător de frunze căzute din pomul cunoașterii și până la urmă și cărțile și frunzele se întâlnesc, nu? Și toate obiectele cu care eu defilez. Dacă Dinică e măturător de praf de stele, de ce n-ai fi și tu un măturător, măturător, de frunze moarte? De frunze căzute din pomul cunoașterii, nu al vieții. Dincolo însă de asta, de această definiție a celui care privește eternitatea și care are cu siguranță regrete, dacă ei, în plan istoric, ai perfectă dreptate. Socrate a luptat pentru cetatea lui și a făcut-o la propriu. A fost angrenat în bătălii care, de altfel, erau definitive și definitorii. Când te gândești la lupta între greci și perși, nu s-a putut altfel. Mă gândesc la, iată, Cervantes. Și a pierdut, cred că, brațul drept, dacă nu mă înșel, în bătălia de la Lepanto împotriva turcilor. Nu poți să spui că intelectualul care ne-a dat nouă opera lui nu? Don Quixote, povestea lui Don Quixote și Sancio Panza, nu a plătit un preț pentru această condiție de om al epocii sale. Dacă merg în secolul XIX, aș spune că nu poți să te uiți la niciun guvern, nici cel conservator, nici cel liberal, fără să găsești în sânul uh, acestui consiliu de miniștri pe care regele Carol îl strângea în fiecare săptămână, niște figuri uh, absolut de prim plan, Titul Maiorescu fiind cel mai important, om care și-a făcut școala la Viena, care l-a mentorat pe Eminescu cu toată controversa din jurul acestui mentorat, omul care l-a lansat pe Eminovici în București pentru că el fusese lansat la Oradea de Iosif Vulcan și care a și uh, încurajat cititorii în 1800, cred că 83, dacă nu mă înșel să deschidă volumul de poezii. Nu poți să spui că intelectualii au fost absenți dintr-o construcție uh, națională când te gândești că Bălcescu, care a murit la Palermo, a scris o carte despre uh, Mihai Viteazu, care până astăzi merită redeschisă. Ai pomenit de Eminescu și aici e limpede după 1947 48 comuniștii i-au scopit lui Eminescu tocmai participarea lui ca jurnalist de regulă de opoziție în jocul politic avem în urma lui, dincolo de poezia lui superbă și de filozofia pe care probabil o știm cu toți ăștia mai bătrân, de-am studiat-o prin școli, dar el a avut o dimensiune foarte civică, care a fost și este în continuare destul de opturată. Am sărbătorit uh, lunile trecute, da? Ziua Culturii Naționale. Ziua Culturii Naționale, am vorbit de uluitoarea poezie a lui Mihai Eminescu, dar și astăzi, la atâția ani de la moartea lui, ne jenăm cumva să pătrundem în filonul lui, politic. A Aveam fost un mare participant al jocului politic. Și un mare iubitor de, de țară. Până la urmă, punem banalități. Byron nu cumva s-a implicat în, în lupta grecilor împotriva, împotriva otomanilor la 1831, venise el însuși, nu? Ca să descopere Elada și să pună umărul la această despărțire fundamentală între civilizația otomană și civilizația europeană. Eminescu, dacă e e înainte de toate un romantic. Și romanticii au această capacitate extraordinară nu doar de a mitologiza, ci de a se ancora într-un trecut glorios. Când el spune Mircea însuși mână luptă, bijelia îngrozitoare care vine, 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 calcă tot în picioare, el se raportează la o figură medievală, Mircea cel bătrân, incontestabil cruciat al epocii sale, secolul XIV, care apropo a dus, a dus prezența limbii române până la, până la litoralul Mării Negre și elogiază, adică face ceea ce noi astăzi am încetat să mai facem, niște portrete, niște figuri care de altfel sunt prezente și în imnul național al lui Mureșanu, priviți mărețe umbre Mihai Ștefan Corvine, într-un fel pe care noi astăzi l-am uitat. De ce l-am uitat? De ce am uitat modul acesta romantic de elogiere a trecutului eroic? Pentru că noi nu mai credem în eroi, în sfinți și în genii noi ne-am trivializat până la urmă existența. Noi suntem astăzi într-un fel sau altul victimele prezentului care ne fuge pur și simplu printre degete. Și pentru că romanticii au iubit trecutul și pentru că l-au eroizat și l-au aureolat, Eminescu nu putea să nu ducă aceste ecouri ale trecutului în prezent. Și ce și-a dorit mereu? Să depășim condiția de epigoni, atât în literatură, cât și în filozofie, dar mai ales în dimensiunea uh, istorică. Ai pomenit mai devreme de perioada interbelică, semn în plus că cine se aseamănă se adună. Eu am pornit această idee a podcastului La Poveste cu Oreste tocmai de la o obsesie pe care o am în ultima vreme și anume că istoria are darul acesta uneori viciat de a se repeta continuu. E aceeași poveste cumva, dar personajele se schimbă pentru că murim de la o generație la alta, se schimbă decorul, se schimbă tehnologia, dar narațiunea fundamentală rămâne cumva aceea. Și mie mi se pare că ceea ce trăim noi acum la nivel global se aseamănă al naibii de bine cu perioada interbelică. Dacă studiem puțin, o să vedem perioada anilor 20-30, premergătoare unei nenorociri, care s-a anumit a doilea război mondial și noi acum vedem cam peste tot cum se înarmează, cel puțin teoretic și ideologic, toate popoarele privind destul de îngrijorați o perspectivă care ar putea să ne conducă la al treilea război mondial, dar în perioada 20-30, era așa, în Europa cel puțin, o poveste foarte alambicată. Era, exista, cel puțin Berlinul, Parisul, anilor 20-30, trăiau tumultos un progresism destul de utopic. Decadent. decadent și care probita așa un fel de rai hedonist care n-avea unde să ducă foarte departe, dar care nu făcea altceva decât să întărească și mai mult, să năsprească și mai mult o contraperspectivă a ideologiei de extremă dreapta. Era și o extremă stânga care își făcea loc în cutele sufletește ale fiecăruia dintre noi. România de astăzi, Europa de astăzi, pare cumva înghețată în frame ăla din perioada interbelică, cu o singură mare diferență. Și atunci, la nivel global, existau niște repere, niște modele, niște intelectuali care, fiind referențiale așa, păstra un oarește echilibru. Astăzi, nou contextul fiind același, ne lipsesc tocmai aceste valori care să ne inspire, care să ne anime și care să ne asigure până la urmă garanția că geniul uman, sentimentul ăsta extraordinar de fraternitate umană există. Spuneai că s-a pierdut și că am intrat așa într-o zonă uh, lipsită total de, de coloană. Și nu numai, Vertebra. ci de spiritul acesta al convivialității pe care tu știi să-l cultivi. Dacă eu am un regret, este faptul că în ultimii 10 ani, dialogurile între aceste facțiuni pe care foarte bine le-ai descris, uh, regretul meu este că aceste, aceste facțiuni nu, nu, -și mai stau, nu mai stau de vorbă, nu mai, nu mai discută, nu-și mai acceptă învecinarea sau proximitatea. Când spun asta, mă refer la lucruri foarte importante pe care România, apropo, interbelică le-a testat. Eliade se vedea, dacă nu greșesc, cu importanți reprezentanți ai stângii. Dacă nu mă înșel, chiar, chiar Lucrețiu Pătrășcanu era prezent în dezbatere de la sala Dallas, acolo unde um, ucenicii lui Naionescu erau și ei prezenți. Cu alte cuvinte, până la un moment de îngheț ideologic care a venit odată cu ascensiunea lui Hitler la putere, după 35, mai ales după 36, a fost imposibil să mai vedem un asemenea spectacol al ideilor, oamenii totuși înțelepți și educați, aveau predispoziția de a se asculta. Regretul meu este că în ultimii 10 ani, și o să fiu foarte explicit, probabil că de la ascensiunea fenomenului Trump, am scris și o carte și sper să o relansez anul acesta, fiindcă e un an important, deci din 2015 pe încoace, iată, suntem în 2024, cam de 10 ani, mi se pare că această învecinare, această proximitate, acest simț al, până la urmă, dialogului și al convivialității a început să dispară, pentru că demonizarea reciprocă s-a insinuat în viețile noastre. Și avem, din păcate, lumi care nu-și stau de vorbă, avem rupturi chiar în interiorul bisericii, pentru că după fenomenul Trump am avut referendumul pentru familie, după referendumul pentru familie am avut disputa legată de vaccinări și, bineînțeles, COVID, apoi a fost războiul din Ucraina, care, în siguranță, pe mulți a șocat, dar care iarăși poate fi supus unei interpretări plurale. Și din această risipire a noastră rezultă un peisaj mai degrabă dezolant. Intelectualii ar, ar fi trebuit să fie primii care pot să-și dea mâna, care pot să-și întindă da unii altora o ancoră pentru a crea această, această atmosferă democratică de care e nevoie. E foarte ciudat că, uite, îmi vine acum în minte o, o chestiune pe care nu doream să o discut neapărat cu tine în acest podcast, dar discuție e mai inteligentă decât comunicatorii și atunci ideea a venit deja. Spuneai că intelectualii atunci își dădeau mâna. Astăzi ești chiar tu un exemplu de rupere de prietenie pe calea unui ideal. Ai fost foarte aproape și eu v-am urmărit fascinat de anvergura voastră culturală lângă Adrian hagi construind în zona ideilor pe care nu le-aș ideologiza niciodată politic, a ideilor mari, care sunt fundamentul civilizației europene, enorm de multe conferințe emisiuni și părea așa cumva că într-o lume destul de sordidă prietenia voastră uh, rezistă și totuși la un moment dat pe această cărare pe care unii și-o asumă ca niște alergători de cursă lungă pe care alții o abandonează poate confortabil la un moment dat prietenia ta cu Adrian uh, s-a destrămat și chiar nu vreau să te întreb astăzi dar te întreb acum prețul ruperii unei prietenii pe cărarea unui ideal se justifică sau nu? Și adevărul și iubirea, nu? Ar trebui să fie mereu împreună. Când spui un adevăr, poate acest exercițiu al sincerității să doară și să provoace și, iată, o reacție, chiar o ruptură. A fost o dispută pe care cred că o știe toată lumea. La un moment dat, dintr-o dată, fără să fi fost neapărat un subiect ardent presant pentru societatea românească, au venit câțiva oameni pe care eu îi respect pentru opera lor și pentru poate mici capodopere pe care le-au produs în ultimii 25-30 de ani, din punct de vedere strict eseistic, cultural, intelectual, filozofic, teologic și literar, și ne-au spus că trebuie în materie de viață bisericească, viață spirituală, viață liturgică, să ne orientăm cu fața spre Vatican, să renunțăm la predania ortodoxă, și să demonstrăm cu asupra de măsură că suntem occidentali și că nu putem să fim în aceeași, să spunem, comunitate cu rușii, care sigur că acum nu mai se referă la Andrei Rubliov, nu se mai referă la Gogol și nici la Dostoevski, ci se referă doar la Vladimir Vladimirovici Putin. Eu n-am acceptat acest reductivism. Nu mi se pare că ortodoxia poate fi redusă la delirul unui tiran de la Kremlin, care este un tiran și un criminal. Dar el nu, el nu poate să epuizeze nici spiritul rusesc, din punctul meu de vedere. Nu se poate substitui mari culturi ruse. Și care nici nu definește ortodoxia. Să ceva. Deci, cu alte cuvinte, mi se pare că anumite inițiative pot fi discutate. Eu am spus nu acelei propuneri, după vreo două săptămâni de abținere, de abstinență proprie. Adică mă sunau televiziune și îmi spuneau, domnul Neamțu, cum vă raportați la propunerea prietenului Adrian Papage. La final am spus, mi se pare că nu e nevoie de așa ceva ortodoxia are nevoie să-și păstreze identitatea. Iar tu știi foarte bine că ai studiat religiile. Identitatea se forjează în sute de ani, în mii de ani, iar ortodoxia s-a forjat, cel puțin în răsăritul nostru geografic, printr-o atitudine față de Vatican, polemică și chiar uneori contondentă. Eu cred că am depășit momentul, nu e cazul să fim contondenți precum grecii de secol XIV, precum Marca Alefesului. Dar nu e nevoie să ne de, Știi, să, să, să renunțăm la ceea ce suntem noi. Este e foarte important dacă filetismul, adică ideologizarea pan-slavistă a ortodoxiei, sau naționalistă. este condamnată de însăși sinodul Bisericii Ruse și pare clar pentru toată lumea care studiază că este o mare erezie, și ideologizarea geopolitică, o occidentalizare în interiorul unei teologii foarte profunde, dar doar pe criterii uh, geopolitice, este la fel de eretică. Și atunci justificarea unora de a muta direcția vest unei biserici sau a altora de a o menține strict în direcția est, ambele sunt la fel de vinovate. Și atunci peste aceste miști tulburări sufletești teologice, prietenia nu poate rezista mai departe Ar pentru că ea e, e superioară lucrării constructimentale. Eu mentale. sunt un încasator în această poveste și nu vreau să devin victimă, dar... Cred că nu au fost cuvinte aspre rostite de mine vreodată la adresa unui om pe care l-am admirat pentru inteligență, pentru erudiție, pentru spiritul uh, enciclopedic și pentru uh, darurile sale de poliglot. Nu le-am contestat nici astăzi și nu o să o fac niciodată. Uh, repet, un om care are o excepțională expertiză în materie de Shakespeare poate să greșească atunci când vorbește despre uh, teologie sau despre arhitectura interioară a unui organism care este viu și care este biserica. Acolo, iartă-mă, trebuie să spun, lo. intelectualii noștri au dat kicks. Adică nu au reușit să urnească nici sinodul și nici poporul lui Dumnezeu, poporul uh, din biserică, în direcția pe care și-au propus-o. Și de ce? De ce vreau să fiu un pic mai, mai tăios? Pentru că nu cred că au, sincer, o conexiune intimă cu acest popor al lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că au reprezentări uneori așa din acest turn de fil, deci despre care ai vorbit la început, reprezentări greșite. Și îți dau un exemplu foarte precis. La un an de la această propunere de a ne orienta spre Vatican, Vaticanul a propus binecuvântarea cuplurilor de același sex. Nimic nu e mai departe de atmosfera duhovnicească a Ortodoxiei decât acest gând. Sigur că în Ortodoxie există o abortare terapeutică a, oricei, a oricărei probleme, a oricărei forme de îndepărtare, să spunem, de la viața evanghelică. Și Există căi de recuperare a oricui. Ortodoxia nu condamnă. Ortodoxia încearcă să restaureze, să vindece și să verticalizeze orice uh, condiție umană, orice ființă. Uh, dragoreste, insist, nu cred că poți să aduci în spațiul ancestral al Ortodoxiei cea de la Muntele Atos, cea de la Ierusalim, tema binecuvântărilor pentru cuplurile de homosexuali în condițiile în care, repet, Ortodoxia mizează pe transfigurare pe Muntele Taborului și atunci când tu vii cu propuneri anacronice sau pur și simplu neinspirate, tu n-ai cum decât să fii sancționat. Așa că intelectualii ar trebui să descopere și ei e, arta smereniei, nu doar locvacitate. Vreau să-mi permis, pentru că tot vorbim de creștinism, fie ortodox, fie catolic, să fiu puțin rabinic și vreau să vă dedic și ție și lui Adrian aceeași melodie. Poate undeva în astral începe o împăcare și cred că I did it my way se potrivește cel mai bine pentru amândoi. I mean. <laughs> Reverențe, mulțumim. Uh, am apreciat foarte mult la tine o anumită acribie și o rezistență, constanța aș putea o numi, de a merge de multe ori pe contrasens. Și apreciez asta. Uh, îmi place totodată că nu vrei să fii universal plăcut. Sunt unii care îți admiră și opera scrisă, și discursul public, și verbul ăsta foarte bine argumentat din punct de vedere intelectual, sunt alții care se radicalizează cumva împotriva ta și se stârnește așa ca o rumoare ușor isterică de fiecare dată când ai un discurs în spațiul public. Eu am urmărit și de 10 ani, pentru că tot am pomenit de simbolul acelui alergător de cursă lungă, tu rămâi pe drumul ăsta, indiferent dacă până la finish o și încasezi. Și asta mi se pare una dintre marile tale calități. Sunt convins că în spatele acestei voințe de a putea să ajungi unde ți-ai propus, să ajungi indiferent de prețul pe care îl plătești, undeva în copilăria ta se ascunde un model sau un prima tinerețe, să o numesc așa, că tu ești tânăr și acum. Care e referențialul ăla care te ghidează pe tine să poți să mergi pe drumuri imposibile, să plătești prețul prieteniei, poate prețul și mai dureros al înstrăinării de, de, de cei dragi, de familie, istoria intelectualilor care s-au dus până la capăt, e una destul de tristă. Care e farul tău călăuzitor, ăla secret, intim, Uf. care te ține pe drum? O să fiu oare, oarecum predictibil și prezumțios, dar faptul că la 5 ani am învățat de la mama poezia lui Eminescu la Steaua, și faptul că l-am reîntâlnit pe Eminescu în primul an de liceu, citind tot ce am putut să găsesc în anticariatele din Arad, eu sunt ardelean și am copilărit în orașul pe care Eminescu l-a vizitat la, cred că, 16 ani, când făcea parte din acea trupă de teatru, care mergea și la plaj și la Arad, și la Timișoara, cred, și la Oradea cu siguranță. Faptul că l-am redescoperit pe Eminescu în primul an de liceu, prin Rosa del Conte, era o fabuloasă figură a exegezei mineștiene, prin Petru Creția și Matei Călinescu, lucrul ăsta m-a marcat. Cred că am scris și am șocat-o pe profesoara mea de română. Mama mea era profesoară de română la alt liceu, dar uh, ea a devenit uh, titulară a catedrei după ce am terminat liceul Moise Nicore sau Ioan Slavii se numea atunci. Și cred că puțin uh, elevi atunci au, au, au depus uh, la, la finele unei teze, știi că se, se deau tezele acelea, vreo 17 pagini despre, despre Eminescu. Așa am încercat să-l înțeleg și pe pesimistul Schopenhauerian, metafizic vorbind, el era mai degrabă să zic așa, neîncrezător, neîncrezător în puterile omenești de a descifra misterul cosmic, misterul universal, dar am descoperit și cum bine ai observat și tu, e mult acolo, verva extraordinară a, a scriitorului, a, iartă-mă, jurnalistului Acelui care, la timpul, în redacția acestui ziar, zi și noapte, 14 ore pe, pe zi, producea texte pe care tot Partidul Conservator le citea ca fiind texte canonice. Pentru mine, Eminescu a rămas un reper de puritate, și în materie de iubire, și în materie de conduită civică, și în materie de pur și simplu discurs public. Nu găsești vulgaritate în Eminescu, nu găsești mediocritate în Eminescu. Și el ne scoate totdeauna din acest ocean al irelevanței în care, din păcate, gândurile cotidiene ne, ne, prăbușesc sau ne aruncă. Și Eminescu, pentru mine, tocmai pentru că este intangibil, pentru că este suma lirică de voievoz despre care a vorbit uh, Petra Chetsuția, Eminescu rămâne, rămâne indepasabil, rămâne de nedepășit. Gândește că noi, care a ieșit din închisoare și având foarte puțin ani de trăit, a hotărât să-și dedice o bună parte din timpul său, din 64 până în 88, când noi ca moare la Păltiniș, operelor, manuscriselor lui, lui Eminescu. Deci noi suntem o țară care are uh, această șansă de a regăsi în secolul XIX o lumină, în această figură care, repet, nu se lasă redusă la absolut nimic. Sigur, pe lângă el au fost foarte multe nume. De pildă Steinhardt. Steinhardt m-a făcut să devin creștin. Eu nu am mers la biserică, în copilărie. Trebuie să spun acest detaliu. Nu pentru că părinții nu erau credincioși, dar era un creștinism pasiv, cultural, era un creștinism atenuat de epoca ceaușistă nu se prea mergea la biserica. Și undeva, nu știu, în 94, am pus mâna pe jurnalul fericirii. Fapt care m-a transfigurat și m-a obligat să vizitez mari figuri ale monahismului ortodox. Așa l-am întâlnit pe părintele, de pildă, Sofian Boghiu, care era aici la București, la Antim, nu departe de locul unde filmăm, o figură tutelară a rugului aprins. Așa l-am întâlnit mai târziu, câțiva ani mai târziu, pe Părintele Roman Braga, care și el a plecat, însă trecând prin piteștiul acela al ororilor despre care a vorbit Ierunca, Virgil Ierunca, a ajuns și el în Brazilia mai întâi și apoi în America. L-am întâlnit când avea 90 de ani și avea o aureolă pur și simplu deasupra capului ca o figură de sfânt. L-am întâlnit pe Bartolomeu Anania, care a fost o figură de literat, ucenic al lui Argezi, dar și de teolog, traducător, sau putem spune, diortositor, tălmăcitor al Sfintei Scripturi. L-am întâlnit pe Părintele, iată, îmi vine acum în minte, Zaharia Zaharu, o figură mai puțin cunoscută la noi, dar foarte, foarte iubită în spațiul ortodoxiei anglofone. L-am întâlnit pe Agapie Corbu, un traducător al lui Isaac Siru, o uh, mistică ca lui Isaac Siru, mai greu găsește asta. Și, apropo, Isaac Siru l-a inspirat pe Dostoevski să scrie frații Karamazov. Deci aceste figuri, toate, după cum vezi, figuri ale unor oameni vii, care și astăzi trăiesc și care și astăzi luminează cerul acesta al spiritualității noastre, dar și figuri ale unor răposați, toate acestea m-au ghidat în anii singurătății, pentru că am avut o foarte lungă perioadă în care n-am fost cunoscut. Da, mă gândesc că se justifică și la tine și tot demersul ăsta al tău de a uh, forța linia de sosire cu orice preț, a contat și faptul că Eminescu și-a acceptat prețul. Acum noi știm astăzi în lumina unor cercetări făcute ceva mai temenic că moartea lui n-a fost întâmplătoare. Creierul lui era plin de mercuri. Au, exist au existat e, în contemporanitatea lui oameni care au declarat că a fost intoxicat, sigur într-o cabală politică, pentru că deranja foarte tare anumite interese, în special ale Imperiului Austro-Ungar, într-o zonă în care România își căuta independența și dorea cumva să iasă de sub o tutelă imperială. Mă gândesc și la un alt personaj foarte drag tie, discipolul unui mare scriitor român pe care noi astăzi ne cam ferim să-l pomenim pentru a nu leza corectitudinea politică. corectitudinea politică. Mă refer la Ioan Petru Culianu, discipolul lui Mircea Eliade, care și el și-a asumat un preț. Pentru că el a fost asasinat profesor unul dintre cei mai mari specialiști în istoria religiilor și a miturilor. Și gnosticism, de asemenea. O, o, o figură, cel puțin la fel de marcantă pentru cultura globală ca și mentorul său, Mircea Eliade, și care, după anii 90, a fost fătuit să termine odată cu ingerința lui în jocul politic post-decembrist de la noi. El a fost printre primii, cu mult înainte să apară uh, articolele lui Pacepa, care deplângea cumva criptocomunismul care a venit și a... A siluit revoluția, a furat revoluția și s-a instaurat ca o anexă a unei dictaturi pe termen lung în România. N-a făcut-o, a continuat cu articolele sale și este găsit într-o dimineață în toaleta studenților de la Universitatea din Chicago împușcat în cap. Așa că probabil, cum ar spune Jung, subconștientul tău s-a împrentat, s-a impregnat de prețul suprem pe care un intelectual îl poate plăti atunci când deranjează. Toate aceste figuri, dar absolut toate, observă. Lasă că admirația lui Eliade față de Minescu era una, aș spune, constitutivă pentru ADN-ul său cultural. Minescu l-a inspirat pe Eliade toată viața. Dar e vorba de Culianu însuși care, înainte de căderea comunismului, a scris, cred că, un articol despre Germania, care era premonitoriu și care anticipa chiar și modul uh, josnic în care Ceaușescu a murit. Toate aceste figuri, absolut toate, au pariat nu doar pe erudiție, nu doar pe un discurs uh, rarefiat al savantului, ci și pe angajamentul cu temele, până la urmă, impuse de frământarea istorică, culturală, socială a poporului din care acești oameni făceau parte. Uh, Culian își putea permite luxul la 41-42 de ani, deja profesor uh, acreditat la Chicago, să rămână doar un savant, adică să devină, cum spun nemții, un fach idiot adică un specialist unei facultăți. Și atât. Ei, el a avut această tendință, ca și alți intelectuali, de a comenta faptul social și faptul politic și a plătit, cum ai spus tu, un preț cumplit. Ceea ce este însă șocant. Și nu știu dacă ai citit cartea lui Ted Anton despre eros, magie și moartea profesorului Culian, e că atunci când el s-a întâlnit cu prima lui soție, cred că la Amsterdam se afla, el a făcut o juruință, spunem noi, nu într-un limbaj mai vechi, arhaic, anume că cine va rupe primul legătura cu iubita sau iubitul, acela va trebui să moară de o moarte rușinoasă. Într-adevăr, cum ai spus tu, într-o zi de mai, în 1991, am fost și eu pe urmele uh, profesorului Culianu ca să văd la Divinity School ce s-a întâmplat și ce uh, a reprezentat el cu adevărat pentru această comunitate academică, a fost găsit mort într-o toaletă în postura uh, dezonorantă a, a, a unui om care, sigur, uh, și-a întâlnit sfârșitul într-un alt loc decât în patul englezesc la care poate, la, poate, la, la care poate visa. Am fost și la mormântul Eliade, unde am văzut flori, tot la Chicago, și unde mi-am dat seama că românii nu l-au uitat. Uh, iată, iată, toată această pleiadă de, de, de figuri ne, 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 ne constrânge așa, dragă Horescu, să spunem că românii nu sunt un popor de mâna a doua. Mie nu mi se pare că dacă George Palade a luat premiul Nobel tu poți să spui despre neamul din care el venea, din care provenea, că e un neam de mână a doua. Nu mi se pare de asemenea că în țara în care s-a consacrat Brâncuș, că Brâncuș, bun, n-a fost înțeles la început, dar apoi a fost foarte apreciat de americani, nu mi se pare că uh, faptul că americanii au validat genialitatea țăranului din Hobița ne pune pe o postură de inferioritate. Iarăși, nu mi se pare că Enescu, uite, mi s-a întâmplat chestia asta, Fac o paranteză. Mergeam prin California acum o săptămână și mergând spre uh, localitatea, dacă nu mă înșel, vreau să, să spun foarte precis, uh, Anaheim, Anaheim din Orange County, lăsând în urma mea uh, spațiul superb al reședinței inițial și apoi al muzeului prezidențial Ronald Reagan, mergând pe o autostradă, ce crezi că am auzit? La Classic FM. Am auzit Balada lui Porumbescu. Mi-am dat seama că această universalitate a spiritului românesc, care se exprimă și în pictura lui Lucian, și în poezia lui Eminescu, și în muzica lui Enescu, această universalitate a fost recunoscută de plin, chiar și de către americani. Și atunci, de ce eu am acest filon, să spunem, conservator? Pentru că am obosit să mi se spună, și știi că au făcut-o unii, dau un singur nume aici, e vorba de Lucian Boia, că suntem altfel, într-un sens, dacă vrei, peorativ. Dacă îmi permiți și cred că ești de acord cu mine, să reflectăm puțin la ce a fost Culianu și la toată călătoria ta în America profundă, rugând Trio Express să ne poarte așa puțin prin lirica americană, unde doriți dumneavoastră. <fie> Hai să ne întoarcem puțin uh, pe meleagurile noastre. Nu fac parte din categoria celor care spun greșit că noi nu mai avem intelectuale astăzi. Ei există, sunt. Sigur că cei mai vizibili dintre ei cumva pare că s-au împărțit iarăși ideologic. Unii înspre paradigma politică lui și a unei geopolitici occidentale de Vatican, ceea ce e un drept al Sau pieții. Davos, într-o variantă sau mai Sau într-o variantă ceva mai economică, alții par așa cumva că întrepătrund puțin cu narativul de la Kremlin și eu vreau să te întreb, ca o a unei căi de mijloc a intelectualului român de vârsta ta, care și asumă participarea la cetate, nu dorește să rămână în clopotul de, strică, de sticla la autorului de cărți și am să uh, prezint și cărțile, o parte din cărțile tale, că sunt foarte multe, ceva mai încolo, dar astăzi tu, te poți regăsi alături de alți confrați de idei. Pe o cărare românească, dar nu în sensul reducționist și naționalist, ceaușist sau extremist, noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestă, până nu. A unei inteligenții românești care a strălucit extraordinar în perioada interbelică și care a inspirat foarte multe minți universale și noi, din păcate, am uitat treaba aceasta. Sunt alegeri în 2024, anul ăsta. Sunt unele importante. Vedem cum se polarizează toată clasa politică la nivel mondial între ultraprogresiști, ultraconservatori, o extremă dreapta ușor fanatizată, o extremă stângă la fel de violentă, dacă ne gândim la ce, ce ciogniri absolut oribile s-au întâmplat în Statele Unite cu câțiva ani în urmă. În contextul ăsta foarte tulbure, care iar ne reamintește de perioada interbelică. Tu, Mihai Neamțu, intelectual, cu o dragoste așa ușor naivă de politică, te poți regăsi? Mă regăsesc în dacă vrei, propriul meu discurs ca să mă proiectez narcistic, nu? Pe orbita acestui an 2024. Nu, mă regăsesc în foarte multe voci, la drept vorbind, românești și uh, internaționale. Sunt un om al conversațiilor îndelungate și tu ești, de pildă, pentru mine, uh, un exemplu de ceea ce înseamnă arta dialogului deschis. Sigur că am avut atâția invitați și trebuie să-i menționez. Dragoș Paul Aligic este un intelectual pe care îl Suprem. respect și care are cel puțin 20, 23, 25 de ani de experiență americană și care a fost recuperat de instituțiile academice românești de la Universitatea București până la Academia Română. Dan Dungaciu mi se pare un intelectual român care merită citit, merită ascultat. Dacă mă gândesc bine, Andrei Vieru, mai puțin cunoscut, este un filozof de primă mână se întâmplă să aibă o înrudire cu marele logician Sorin Vieru, care a fost ucenicul lui Noica. Elogiul frontierelor este o carte care merită, merită redescoperită. Avem în zona eseistică o figură precum Gabriel Purcăruș nu trebuie uh, ocolită. Deci sunt multe nume care mie îmi vin în minte în zona discursului istoriografic, în zona teologiei. Sunt uh, nenumărate și foarte abundante referințele pe care le pot face și nu vreau să fac da, aici. Pot fi coagulate toate mințile astea care sigur au demonstrat o viață întreagă în primul rând bună credință. Să-și găsească un loc într-un echilibru și așa foarte fragil Între forțe politice nu foarte bine mobilate intelectual păi nu, Pentru că aici spune este. că ne lipsește această direcție ideatică Pe care o mână de intelectual ar putea o impregna Unor partide înșurubate în sistem de mai multă vreme Să schimbăm cumva direcția mai sus Nu neapărat înainte sau înapoi, ci un pic mai sus Că lipsește această verticală a jocului Prea ne-am lăbărțat pe orizontala asta, stânga, dreapta, progresism, conservatorism. Axa. Verticală și centrul. Axis mundi ăsta care trebuie să existe și în politică, tot politica, fără cruce, și nu neapărat ca simbol creștin, ci ca pur și simplu un simbol care unește cerul cu pământul pe toți la oaltă, orizontala și verticala. nu ne lipsește dimensiunea aceasta. Această cruce presupune o, o răstignire, nu? A ta și a intelectului tău, adică presupune să asumi exercițiul, repet, foarte, foarte dificil de ascultare, de întovărășire, de asumare și apropiere a celuilalt, care astăzi nu mai este recomandat de către nimeni. Deci, avem o obligație, și cred că putem să, să continuăm conversația sub aspect tehnic. Avem o obligație să îmbrățișăm și durerea omului care tradițional votează cu stânga și votează cu stânga pentru că el aude din partea stângii. Un discurs al compasiunii, dar avem nevoie să-i ascultăm și pe cei îndurerați, pentru că astăzi ei simt că bătălia nu mai este despre a avea, ci despre a fi. Discuția este despre ce mai rămâne din țara asta, de pildă, în 2024. Ne punem întrebarea ce mai înseamnă Europa dacă pot toți cei care părăsesc mâine Africa de Nord să pătrundă în Europa fără niciun fel de filtru. Ce mai înseamnă civilizație europeană? Ce tip de exigență mai impune condiția de european pe vremuri însemna să fii familiarizat cu tradiția ateniană, adică cu tot ce înseamnă geniul științei grecești? De acolo vine totuși Euclid. De acolo vine matematica, de acolo ne vine Pitagora, din Elada, ne vine până la urmă toată interogația științifică care... Dar vezi că europenii au mai uitat odată acest geniu, a fost nevoie să vină arabii... De acord cu tine! ...și să reconfigureze renașterea care ne-a mai dat un suflu proaspăt în Europa, pentru că și atunci ca și acum, establishmentul european își uită propriile valori. Dragul meu, dacă savanții... din istoriei, nu? Mă bucur că mă stimulez și știi că ăsta e subiectul în care noi doi nu întotdeauna coincidem. Dacă savanții din Cordoba ne-ar amenința pe noi astăzi, aș fi fericit. Dar s-ar putea să ne amenințe oameni care uneori recurg la sabie sau la alte instrumente de lichidare a Și de asta eu cred că noi trebuie să ne punem niște întrebări. Tu m-ai întrebat cum așez eu în matrice acestui an complicat. În primul rând te așezi în 2024. Tu ai cochetat da, mă așez ca pe, independent în pentru că eu toate cred. ciclurile electorale. Ai participat și tu. Fie nu de la un toate, partid, să spunem ultimii 10 ani. Ultimii 10 ani. E limpede, cred, și pentru tine, cum a fost și pentru mine, din păcate, târziu, că partidele mainstream, partidele mari și în general partidele politice nu au nevoie de altceva decât niște soldați gata oricând să execute ordine fără să le gândească. Tu nu faci parte din categoria asta. Te poți regăsi onest în vreun partid politic asta nu, sau vei candida independent? Nu, nu, nu mă simt confortabil nici cu cei care te fură și care în mod sistematic organizează politica pe găști care n-au decât o misiune să extragă din resursele statului pentru o clientelă de partid, deci nu mă pot regăsi nici cu modelul acesta cleptocratic, dar nu sunt nici confortabil cu cei care în numele conservatorismului vociferează, folosesc apelative de tip, iartă-mă, o să spun asta, dar cu ghilimele de rigoare, scroafă împuțită, nu sunt confortabil cu gestica violentă a pumnului pus în gâtul celuilalt și pentru că ambele extreme mă dezamăgesc, uite, îți spun sincer, la singura, până la urmă, abordare de tip doctrinar care ni se impune cea care ține de alegerile europarlamentare, mă voi oferta, ca să zic așa, pe piața politică ca independent. Ce înseamnă asta? Că toți românii, de unul unde ar fi ei, nu? și din diaspora și de acasă, pot să spună în 2024, în luna iunie, Domnule, n-am să mai votez cu lista pe care o face un șef de partid. Iar tu știi cum se fac listele? Se fac într-un fel obscur și netransparent și, de regulă, ești, ești obligat să votezi întotdeauna și o soluție de compromis. Nu! Nu pot să votez doar compromisul pe care ți-l impun niște șefi de partide. Pot să votez și cu un om care, iată, cred că ar putea să reprezinte România aia adevărat educată. Mă recomandă, cred, sincer, faptul că. De 20-25 de ani studiez civilizația occidentală, sunt din punctul ăsta de vedere un antitotalitar de când mă știu, am criticat toate acțiunile uh, autoritariste ale guvernului de la Kremlin, dar și de la Beijing, sunt din punctul ăsta de vedere uh, un uh, rusofob. De rit nou, dar nu sunt, atenție, un nebun care să aștepte și să aplaude un al treilea război mondial, eventual cu o componentă nucleară. Nu cred că trebuie să stânim ursul atât de mult încât să recurgă la soluția finală în termenii pe care Putin i-ar putea uh, gândi împreună cu Gerasimov Ghera sau mai știu eu cu cine. Și pentru că eu cred într-o soluție inclusiv pașnică în Ucraina, uh, voi, voi spune că da, mesajul creștin este foarte important. Deci, la Bruxelles ar trebui să avem voci care ne reprezintă pe dimensiunea valorilor, nu a, co, nu a coteriilor de partid. Și să mai spun ceva, o să zici, bine, Mihai, am mai auzit povestea asta cu independenții. S-ar putea să fie anul independenților. Gândește-te la Robert Kennedy, care, într-un fel sau altul, tulbură apele, mai ales în Partidul Democrat, peste ocean. Gândește-te la președintele surpriză al Argentinei, acest Javier, sper că pronunț corect, Milei, profesor de economie, un libertarian am spune năuc în prima fază, apoi victorios, pentru că precum leul din Iuda a pătruns așa în brânza socialiștilor și le-a răsturnat toate calculele. Acest individ, acest milei, a plecat din postura unui titular de catedră care preda lecțiile economiei austriece, adică ale pieței libere, unor studenți mai mult sau mai puțin convinși. Și iată că astăzi, la Davos, acum câteva zile, i-a tras o palmă, să spunem așa simbolic vorbind, lui Alex Soros, imberbul de 37 de ani care ne-a explicat că Trump reprezintă marea până la urmă, amenințare la adresa democrației și sigur a delirat preț de câteva Să minute. Să rămânem mune. puțin la Trump. Am participat cu foarte mare plăcere la lansarea volumului tău de acum niște ani. Fenomenul Trump. Fenomenul Trump. Omul care vine și dă o palmă establishmentului canonic Deep State-ului american ca așa o concluzie generală la ceea ce ai scris despre el. Atunci am cochetat și eu cu ideea de, de trampis pentru că venea o forță proaspătă să revitalizeze cumva o linearitate care părea că nu duce nicăieri. Entropică chiar. Și ușor entropică. Eu m-am mai detajat așa un pic, mai ales după afacerea capitolului și a unor discursuri prea înflăcărate amintind tot de o perioadă de a lui Trump, însă tu, așa cum ești, singuratic pe cărarea ta până la capăt, rămâi în continuare un admirator trumpist și vreau să dezvolți un pic ce te animă în, în această chestiune care astăzi iarăși este uh, foarte probabil incorrect politic. Nu sunt un trumpist după cum nu cred că am fost un băsist. Sunt un om care are opțiuni de dreapta Dar ce-ți de... place la Trump? Asta mă interesează. Ce-ți place acum? Spiritul ce ne-a plăcut atunci am achesat și eu, dar la astăzi. Spiritul greu de potolit sau pur și simplu de îmblânzit al unui om care nu poate fi cumpărat. Este foarte, foarte limpede și pentru tine. Și nu dau nume. Că oameni care au făcut pasul în politică, acum 5 ani, acum 20 de ani, au fost foarte ușor împachetați și cumpărați de niște forțe inculte și oculte care știu să stea în spatele cortinei. Donald Trump nu face parte din cei Dar cumpărați. te sperie un pic ideea lui pe care și-o exprimă public, nu știu dacă e doar electorală, sper să fie doar electorală, de a decupla Europa de sub umbrela de securitate și de protecție NATO, care înseamnă 80% Statele Unite. Adică, mie perspectiva asta îmi dă niște fiori, pentru că vedem o expansiune. Nu? Fără de la discuția, răsărit. Fără Ce face o Europa îmbătrânită, ușor decadentă, care ne amintește de căderea Constantinopolului, că noi discutăm așa, în sub asediu, tot felul de uh, aserțiuni nu. filozofice, atunci, acum mai degrabă hedoniste și totuși uh, frigul ăla care vine de la răsărit se simte și în ceafa europenilor de la graniță. Ce-ar face Europa, totuși, fără America? Fără discuție. De? Eu sunt... Uh, singura, dacă vrei, identitate trans pe care o apreciez este cea transatlantică. Eu sunt un trans, transatlantist, dacă vrei, uh, nedezmințit, iar Donald Trump are un discurs câteodată, uh, să spunem, iconoclas, tocmai pentru că e obligatoriu în America să le spui americanilor că îți pasă de banul cu care omul de rând se duce lună de lună, an de an, spre, iată, guvernul federal, cu speranța că banii respectivi sunt reinvestiți într-o, să spunem, securitate globală care să și merite. Și Donald Trump, tocmai pentru că e atent cu, repet, contribuabilul de rând, pune accentul și pune și presiune pe Europa ca ea să aibă și ea inițiativa aceasta a apărării și când s-a dus la Angela Merkel. Și când s-a dus la Stoltenberg, șeful NATO, și a spus ridicați procentul la 2%, 2,5%, oare n-a făcut un lucru bun tocmai pentru Ucraina, care, iată, a primit sprijin de la NATO cel puțin 2 ani, 2 ani și jumătate, fără Donald Trump, o să spun foarte explicit, fără Donald Trump, nu ar fi fost resurse militare pentru uh, această campanie, mai mult sau mai puțin reușită a Chievului de rezistență împotriva lui Putin. Deci eu nu sunt convins că mâine... Trump o să vândă Europa, din care, apropo, bunicii lui, părinții lui chiar veneau. Mama lui Anne-Marie McLeod venea din Scoția, tatălui venea din Germania uh, și avea rădăcini bavareze. Mi este foarte clar că pentru Donald Trump, care s-a căsătorit cu două femei din Europa de Est, din Slovenia și Cehia, Europa contează. A venit la Varșovia Donald Trump. Nu s-a dus, iartă-mă, uh, eu știu, prin Pacific, cum ar fi făcut Obama, care sigur iubește Hawaii mai mult decât orice. S-a dus în locul unde Papa Ioan Paul al II-lea a spus în 83, dacă nu mă șel, sau în 81, non abete paura, să nu vă fie teamă. Acum eu cred că, din păcate, se va duce la Budapesta. De ce? Pentru că la București nu are un interlocutor. Donald Trump este un american cu rădăcini europene nedezmințite. Da, insistă că uneori și noi, europenii, trebuie să ne asumăm această, până la urmă, contribuție la propria noastră securitate. Avea dreptate când a spus, hei, doamna Merkel, tu îmi mie să te apăr, dar tu faci comerț cu rușii în timp ce contribuabilul din Texas sau din Arkansas sau din Alaska este obligat să-ți plătească ție securitatea. Și atunci, cred că această echilibristică va continua, fiindcă e un om de afaceri, care vrea să maximizeze fiecare dolar, fiecare cent, fiecare investiție a contribuabilului american, dar nu va trăda niciodată cauza aceasta, spun, încă o dată istorică a relației privilegiate între Europa și America. Donald Trump va fi în continuare alături de Europa. Dincolo de omul ideilor și a ideilor politice, totuși, rămâi la dragostea din tăi și asta îmi place foarte mult să știi că sunt un colecționar al aproape tuturor cărților tale. Dacă ești îmi permiți... Altfel, ești altfel când scrii decât atunci când uh, polemizezi sau vorbești. E, e un filon acolo uh, care se ascunde în spatele condelului foarte tandru și foarte cald și pare, pare altcineva, adică e foarte interesant că te dedublezi într-un sens foarte frumos pe care e o, e o metodă a fiecărui intelectual de a se ma masca cumva când apare în societate și de a se lăsa așa cum e când e protejat. Uh, de, de intimitatea scrisului De condei și de pagină Sunt trei cărți foarte Interesante și una dintre ele Mă, mă conduce ca pretext Să mai abordăm un subiect Dar nu vreau de să uităm de Trio asta, Express Pentru adică că ai să... spus iubire și mi-a venit în minte Până Până, până pregătesc cărțile Băieți, vă rog Zaraza e în inimile noastre ai o editură care publică și cărțile tale dar și multe alte titluri. e un demers care te cam costă din buzunar și asta apreciez foarte mult la tine pentru că într-o lume atât de mercantilă foarte multe rate ale profitului tău sunt redistribuite într-o operă de promovare a unor autori și a unor titluri foarte interesante și bănuiesc că nu ai o rată de întoarcere a profitului atât de mare, ceea ce mă face să cred că spiritul ăsta de sacrificiu te urmărește din mai multe unghiuri și te fericit pentru asta. Mă bucură că există și asemenea dăruire. Una dintre cărțile publicate la editura ta are un titlu foarte interesant, care cumva vine așa în sensul ideilor discutate de noi până acum, Cornel Petrișor, Prețul Libertății. Este vorba de cartea unui personaj care reprezintă generația frontieriștilor. Tu știi că sunt cel puțin două generații care ne-au marcat, nouă gen -ă, până la urmă, viața, existența. Eu am copilărit în anii 90 ascultând foarte multe povești ale celor, ale celor care trecuseră prin închisorile comuniste în anii 50 și în anii 60. Dar imediat după ce această generație a celor trecuți prin perioada stalinistă, prin lagărele și închisorile precum Periprava, Gherla, Aiud sau de ce nu Gilava sau Malmezon aici în București, a venit cealaltă generație, și îmi vine în minte și numele de pildă al lui George Mioc, dar și al lui Cornel Petrișor și al altor uh, transfugi, cea care a plătit un preț al libertății trecând, trecând Dunărea în Not. Tu știi foarte bine, în anii 80, Ceaușescu era iritat de faptul că tot mai mulți doreau să plece. Din țară și din Republica Socialistă România, și a dat ordin ca soldații, mai ales cei care erau aproape de porțile de fier, să tragă atunci când văd oameni care doresc să treacă Dunărea fraudulos spre sârbi. Și foarte multe cadavre au fost, din păcate, în chip tragic descoperite la porțile de fier, erau pescuite. De către autoritățile iugoslave de atunci și uh, s-a creat ad hoc, așa, un cimitir al celor care n-au mai ajuns să. Am treacă. avut uh, privilegiul de a discuta cu Cristina Țopescu, Dumnezeu să -i ierte, ea însă și o temerară care a trecut înainte de 89, Dunărea fraudulos uh, către, liber, către libertate. Iugoslavia și ea comunistă, dar mult mai deschisă decât regimul uh, Ceaușist. M-a interesat foarte mult teza prețului libertății, pentru că noi astăzi uităm și în confortul nostru ușor decadent occidental, uităm că și democrația, și libertatea, și prosperitatea au un preț și ele nu vin gratis niciodată. Trebuie să te lupți pentru ele, trebuie să te zbați pentru ele, trebuie să reziști și, și să riști. Iar acest om, trebuie să mai spunem un lucru, de aceea l-am tipărit pentru că m-a convins povestea lui, atras împreună cu el au mai fost încă doi oameni care nu știau să noate. Deci nu doar că te duci pe tine însuți, da, în zona de pericol, ci accepti ceea ce înseamnă, repet, un risc enorm, să mergi cu niște oameni care nu știu să noate. Și știi, atunci când cei care nu știu să nuate într-o apă adâncă se prind de tine, ei te trag pe tine la fund, ei, până la urmă, te condamnă pe tine la moarte. Deci a fost un act extraordinar al unui tânăr de 21 de ani, care are acum 60 de ani și care apoi, sigur, și-a scris povestea pentru că a avut și un succes remarcabil din punct de vedere antreprenorial, un fel de, dacă vrei, mutatis mutandis, un ion rațiu care a reușit, rațiu a reușit, ca, dacă nu mă înșel, industriaș sau în orice caz a fost cândva în zona aceasta a vapoarelor, a comerțului a, naval, iar domnul Petrișor este un dezvoltator imobiliar celelalte cărți pe care le-am tipărit și uh, sunt și titluri care nu mi aparțin, e foarte important să spunem asta, îl includ pe părintele Sergei Bulgakov din școala aceea faimoasă de la Paris a teologiei ortodoxe care apoi uh, l-a dat și pe, pe părintele Boris Bobrinscoi și pe atâția alții. Uh, am tradus pentru prima oară să mă erz, că am tradus din limba rusă, da, asta era limba autorului anticomunist Sadea, cel care a fost obligat și el la un exil. Vorbesc despre părintele Sergei Bulgacov, am tradus jurnalul său duhovnicesc. El a murit în 1944 în Occident. Apoi am tipărit cartea doamnei Lavinia Tec, care este o distinsă și o eminentă profesoară de drept la Universitatea din Timișoara, despre procesul lui Isus, erorile judiciare care s-au făcut în condamnarea mântuitorului. Urmează să scoatem acum cartea unui filozof politic Daniel Mahoney de peste ocean care ne vorbește despre idolii epocii contemporane ne pregătim să scoatem un volum al domnului Dan Dungaciu, adică sunt foarte multe cărți Prietenii noștri care ne urmăresc vor găsi în comentarii Marilele un link <.ro> către editura ta de unde pot comanda cărțile Mai avem puțin timp și mai am două subiecte pe care vreau neapărat să nu le ratez alături de tine apropo de era tehnologică a inteligenței artificiale și a cumva temerilor noastre cu o parte fundamentală a ființei, cea emoțională, va fi din ce în ce mai estompată și tu ai scris uh, o carte foarte mișto pe care uh, am citit-o cu foarte mare plăcere, Dragoste era smartphone, ceea ce vine așa cumva exact în în noi anul ăsta de întrebări, pe care îi depunem cu toții, apropo de viitorul ăsta extrem de robotizat care se prefigurează, Eros, Logos și Acape, dar într-o eră în care până și roboții cred că se pot îndrăgosti, spune de câte ceva despre această carte. Este un volum care s-a născut dintr-o durere, fiindcă cine nu a iubit nu a suferit cu adevărat niciodată. Și tu ai spus lucruri despre viața ta, despre încercările tale în materie de iubire, despre eșecurile pe care le-ai traversat, dar și despre mântuirea acestei iubiri prin asumare, prin ascultare, prin, dacă vrei, dedicare care astăzi lipsește. Să te depășești și să te dăruiești era un sfat pe care părintele Teofil Purian, un mare duhovnic al Transilvaniei, mi l-a dat. fiu duhovnicesc și, al părintelui Arsenie boc Extraordinar, nu? Și uh, acest sfat rămâne în, uh, în picioare. Eu descriu o de, degringoladă și o debandadă a erosului contemporan care știm cum se consumă, se consumă foarte repede. Uh, pe vremuri, pe uh, vremuri când iată și, îmi vine să spun, Gabi Luncă, o doamnă a muzicii lăutărești, era tânără, oamenii se îndrăgosteau și se duceau în fața așa, Sfântului Altar și spuneau ne vom iubi până când moartea ne va despărți. Astăzi tinerii spun ne vom iubi până când noaptea ne va despărți și unor noapte e urâtă ca moartea și e foarte scurtă în orice caz în toată această ecuație a erosului contemporan, statornicia pare să fie un atribut care lipsește. Ce avem de făcut într-o lume a destrămărilor, a iubirilor care sunt desfințate? Ce avem de făcut? Avem de recuperat acest logos. Și spuneam în carte, un eros care înseamnă dorință, fecundat de logos, care înseamnă poveste cu oreste și nu numai cu el, ci cu orice suflet care te poate anima, care te poate, iată, inspira, când un eros se lasă fecundat de un logos, care este și o poveste, și un poem, și o rapsodie, dar și logosul transcendent al Tatălui Ceresc, e bine, atunci putem să avem și experiența acestui agape. Ce este agape? Este iubirea supraabundentă, este iubirea care e necondiționată, este iubirea jerfelnică, este iubirea care chiar se pune pe sine în slujba celuilalt. Și este iubirea în comuniune. Că noi mergem la o agapă, de regulă, mai ales după ce se termină emisiunea, dar uităm că etimologic această întrunire, această comuniune numită agapă, provine din agape. Această comesenie da. care presupune de altfel și, atenție, însoțirea care e, iarăși are un cuvânt foarte frumos în limba latină pentru noi cei obsedați de filologie, companionul, nu cel cu care împarți pâinea această comesenie care îl aduce pe companion alături de tine, este marca etosului creștin. Dar, cum spui, în adâncimea cuvântului, regăsim definiția biblică, ioaneică, care ne uimește și astăzi. Dumnezeu este iubire. Dacă iubirea e adevărată, ea are un crâmpei din această ve veșnicie. Dragostea nici nu poate fi redusă uh, la o dimensiune uh, Carnală. doar de doi. Întotdeauna e nevoie de minim trei. Mare inclus. Iubit. E terțiu inclus. Pentru că e iubește pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci avem Eros, Logos și Agape în însăși, în însăși esența acestei binecuvântări pe care ne-a ne a dat o Dumnezeu când ne-a sfătuit cumva prin vocea Lui auzită în Iisus Hristos să ne iubim unii pe alții așa cum ne iubește și El. Iar această e... poruncă a iubirii este porunca la care ar trebui să facem mai des referire, pentru că eu cred că această criză a lumii despre care tu vorbești atât de des este și o criză a uh, iubirii gerfernice. Uh, am mers pe lirica americană, noi vorbim de marile idei ale Europei, și nimeni alții, mai bine decât italienii, n-au știut cumva să pună în acorduri muzicale și note uh, poezia asta fără de cuvinte a unei inimi zburdalnice. Acha que Și pornim ca pretext în finalul emisiunii noastre de la o carte scrisă de tine, Iisus la Niceea, arianism, Ateism, Nihilism. O carte, o carte de suflet, care are o prefață lungă de 70 de pagini, în care polemizez cu ateismul contemporan. Uh, trebuie să spun această durere și ție. Citind uh, în ultimii ani care sunt proiectele mai marilor lumii. Și aici nu ne referim doar la politicieni. E comod cu cumva să-i ataci pe politicieni. Dar aș vrea să vorbim și despre tehnocrații care au o forță financiară și de din comun. Aș vrea să vorbim despre cei care dictează modul în care resursele planetei trebuie folosite. Aș vrea să vorbim despre cei care mută, dislocă sute de miliarde de pe o zi pe alta pot să Pune în mișcare în direcția pe care ei o doresc și aici sunt nume care vin în minte, un Bill Gates de pildă, bineînțeles un George Soros, aici îmi vine în minte numele poate a lui Klaus Schwab de la Davos, acești oameni care sunt, repet, vârful de lance al revoluțiilor tehnologice, industriale, post-industriale, numește-le cum vrei, care vor da buzna în viețile noastre, deja au dat buzna în viețile unor fermieri care, iată, s-au hotărât să coboare în stradă, aceste figuri pe care tocmai le-am menționat sunt total opace față de misterul cristic. Politicieni care mai pun genunchiul jos încă ai să mai găsești, mai mult în America decât în Europa. Dar Georgia Meloni cred că mai varsă o lacrimă. Am văzut-o la catafalcul marelui Benedict al XVI-lea, care a fost cel mai mare teolog german în persoana cardinalului Ratzinger și apoi a papei pe care sigur o întreagă lume catolică a unui papă pe care o întreagă lume catolică l-a, la admirat. Din păcate însă elitele, elitele de la Washington, elitele de la Bruxelles, elitele de la Davos nu mai vor să audă nimic despre Isus Hristos. În condițiile în care Europa, hai să o spunem și pasta, de la Charlemagne, dar chiar mai înainte, de la Constantin cel Mare, până la Brâncoveanu și m-aș grăbi aici să deschid, de ce nu, și dosarul secolului XIX cu faimoșii prinți mai întâi și apoi regi de Hohenzollern, Carol I, rege de România și apoi Ferdinand, care a vorbit despre Nihil Sine de O, o întreagă pleiadă de figuri exemplare a civilizației occidentale și -a asumat raportarea la Isus. Carol, de pildă, regele României, era duminică de duminică la liturghie. Mihai Viteazu a fost un grec, prin maică sa, ca să spun așa, nu? Și român, în egală măsură, care acolo în fanar sau în uh, diferite biserici sau bazilici ale, ale, Istanbulului a auzit chemarea lui Dumnezeu. Ștefan a fost ctitor de mănăstiri. Și cu banii pe care astăzi elitele ar putea să le arunce nu, într-un proiect cultural, s-ar putea face catedrale mult mai mari decât cele pe care le-au făcut florentinii în secolul 14, în timp ce Brunelleschi nu încerca să învețe arta aceasta minunată a, a, până la urmă, arhitecturii. Dar ce încerc să spun cu toată această digresiune la un loc este faptul că asistăm la o, până la urmă, prăbușire a standardelor umanității. A, a, asistăm la o îndepărtare fatală a minților, de-al extrem de istețe, de această, această provocare de a îl întâlni pe cel care până la urmă este chipul perfect al Dumnezeirii și chipul perfect al umanității. Cine este Isus Hristos? Cine este El cu adevărat? El este, dacă e să acceptăm mărturisirea de credință a Bisericii, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină. El este cel în care descoperi portretul perfect. Atât al Dumnezeirii, care al minte poate să rămână ascunsă pentru tine, cât și al umanității, care în noi toți ceilalți este fragmentată, fracturată și atinsă de păcat. Dacă vrei să știi ce este omul, te uiți la versetul acela în care Pilat spune Ece omul și descoperi umanitatea care n-a fost niciodată știrbită în datele ei fundamentale, tocmai pentru că Hristos a fost El însuși fără de păcat. Dar noi nu mai facem acest exercițiu. De ce nu mai facem? Pentru că ori de câte ori îl privim pe Hristos, ne dăm seama de toate restanțele pe care le-am acumulat de-a lungul unei vieți. Ne dăm seama de micimea noastră, nu de măreția unei chemări, ci mai degrabă de, spuneam, prăbușirea lăuntrică, care ar trebui să ne provoace o lacrimă, și o pocăință. Metanoia nu? e mai important uh, ca experiență decât metaversul lui Zuckerberg. știi Și cred că de asta uh, nu mai accesăm această relație pe verticală cu Dumnezeu pentru că ea ne impune nouă această transformare lăuntrică. E mult mai simplu să apeși pe un buton, e mult mai simplu să dai like, e mult mai simplu să, uh, eu știu, uh, evadezi în virtual, decât să te întâlnești cu tine însuți. Și Hristos ne cheamă la această dublă întâlnire cu Cel care ar fi putut să fie un oreste mai bun, un Mihai Neamțu mai bun, dar și la întâlnirea cu Cel care ne promite veșnicia și cu siguranță ne, -o, ne -o va da. Mihai, îți mulțumesc foarte mult. Vreau să vă rog pe voi să vă lăsați zgândăriți întotdeauna de lumea ideilor, nu trebuie neapărat să fiți de acord cu ele, dar unde există pluritate și multivalențe, înfloresc mai repede direcțiile corecte în viață. Măcar atâta dacă am reține din acest dialog între doi tineri bătrâni este că nu întotdeauna confortul și corectitudinea politică care în ochii celorlalți ne plasează pe paliere confortabile și prizabile sunt importante, ci acea cirbie pe care tu o ai de a merge până la capătul ideilor tale cu orice preț, cu orice risc. Eu rămân și un mă student. inspiră, pe mine asta mă inspiră la tine, te văd de 10 ani, că nu te abați. Adică ai luat-o, bărbia în piept, cărarea devine din ce în ce mai îngustă și cu atât mai fascinant este drumul. Spuneam că această condiție de elev și de student Sper să nu mă părăsească niciodată. Constantin ca la 75 de ani, a fost cândva surprins de Andrei Pleșu, dacă nu mă înșel, ucenic, nu? La Păltiniș, răsfoind niște dicționare. Aș vrea ca întotdeauna, și tu și eu, poate peste 10 ani, peste 20 de ani, când vom fi mai încărunțiți, să ne surprindem unul pe celălalt, răsfoind o carte, dibuind o etimologie și lăsându-ne interogați, interpelați de un verset biblic. Așa să ne ajute Dumnezeu. Naveam cum să nu închidem această emisiune cu o bucățică de Franță profundă ca să întregim peisajul marilor spirite europene, așa că... La vie în roz!